30 de șoferi au fost trași pe dreapta miercuri dimineață la intrare în orașul Căușeni, după ce inspectorii de patrulare au intensificat controalele. Conducătorii auto au fost verificați la permisele de conducere, pașapoartele tehnice și li s-a recomandat să respecte regulile de circulație rutieră. O strâns aici multe, vezi, mai călătoriesc. Inspectorii de patrulare le-au înmânat șoferilor mai multe pliante informative. În legătură cu faptul că se petrece, adică se impune planul Inspectoratului Național al Poliției și ține de reducerea numărul accidentelor rutiere pe teritoriul Republicii Moldova, vedem câte o pliante și ține de respectarea regimului de viteză în localități și în afara lor, fiindcă avem foarte multe accidente rutiere. Totodată vă preîntrecunem să nu consumați băuturi alcoolice la volan, dat fiind faptul că iarăși sunt cauze care duc la accidente rutiere, soldate cu decesul persoanelor. Și cât mai mult, începând cu luna septembrie, pedepsele sunt înăsprite. Cum pedepse contravenționale, așa și pedepse penale, inclusiv până la privare de libertate pe un termen de un an de zile. De ce vă rugăm foarte, foarte mult să respectați regulile de circulație rutieră și vă dorim. Da. Așa este, Lucațian Petru. Activitatea noastră de astăzi este de a reduce numărul accidentelor rutiere, deși vă numim un spot publicitar unde sunt indicate reguli de conducere automobilul. În accidente rutiere nu cad manovicioși, dar avem și persoane în vârstă și chiar cu un mare, în spate un mare volum de lucru la volan, spunem așa. Conducătorii autostopați în trafic spun că nu s-au supărat, iar asemenea acțiuni de verificare ar trebui să aibă loc mai des. Foarte binevenit, pentru că majoritatea populației studiază, vede care sunt numărul de accidente, câte cazuri mortale sunt. Da, da, viața are prioritate. Și la cei mici, la cei mari. Cinstit să vă spun, n-am nicio părere, fiindcă eu merg odată în lună cu mașina, ori poate odată în 3 luni. E aici care merg mai des, poate știu mai bine, dar eu... Sunt mai des întâlniri, că așa e perioada. Vin de peste hotare cetățenii noștri, da, acum înapoi. Și de asta s-a mărit numărul de mașini pe drumuri, neatenție o leacă și alte condiții, dar așa... Măsurile de informare a conducătorilor auto au loc în perioada 15-25 august. Activitatea noastră de astăzi are menirea de a reduce numărul accidentelor rutiere în traficul rutier, deoarece în ultima perioadă se atestă un număr mai mare de accidente rutiere care se comit traseele naționale și de aceea venim cu mesaj către conducătorii auto de a fi mai prudenți, de a se urca la volan în stare normală, să nu fie băuți sau să fie în stare de somnolență și să conducă conform regulamentelor circulației rutiere în vigoare. Astfel, șoferilor le vor fi înmânate pliante cu recomandări ce ține de regulament circulației, viteza accesibilă în localități și anume cum trebuie să se comporte în timpul conducerii automobilului.